Eu vorbesc așa. Da. La microfon vorbesc în studio. Domnul Octavian Voronca a amintit despre proporțiile foametei din 46-47 la noi în regiune. Despre, ca să vă dați seama cât de mare au fost aceste grăzăvii, vreau să vă dau un exemplu din documentele care există. Documentele de arhivă, care sunt puse la dispoziția oricărui cercetător. Când s-a văzut, când și-au dat seama la Kiev că foamea, într-adevăr, capătă niște proporții îngrozitoare, au acceptat propunerea Comitetului Regional de Partid în Odessa. E vorba despre micșorarea planului de predare a grânilor la stat. Prodrezviorska. Da. Cernăuțul, deci a cerut și Cernăuțul. Nu s-a acceptat. Și în loc să reducă aceste planuri care erau imposibil să fie realizate, ele au fost din contră, mărite. Deci așa se lucra, deci așa lucra organizațiile de partid. Se face acum scările comunale. Da. Pentru prima dată, astăzi, Societatea Golgota a depus flori la monumentul jertfelor foametelor, numai așa, din Ucraina, din 32-33, 46-47. Dar dumneavoastră nu v-ați pus întrebarea că florile acestea puteau fi depuse la alt monument. Istoria acestui monument, care seamnă cu un cubic, adică un stil în artă cubism, două cuburi pus acolo. Istoria acestui monument este următoarea. S-a făcut concurs, deci s-a organizat concurs al sculptorilor din regiune pentru monumentul jertfelor foametelor în Ucraina. Concursul, evident, l-a câștigat ucraineanul Salevici. Locul 2 i-a părținut lui Dumitru Gorșcovski, despre care doamna Maria a mintit. Dar monumentul lui Gorșcovski arăta cu mult mai superior. Ideea artistică era foarte profundă și simbolică. Dar în ajunul zilei de 23 noiembrie, în presa ucraineană, eu am în vedere publicații electronice, a apărut fotografia cui? A lui Dumitru Gorșcovski cu proiectul monumentului pe care el încerca să câștige niște sponsori ca să-l ridice undeva. Și am luat și pe la consulat, și când vineau delegații de România, îmi lua și arăta oameni buni, uitați ce-am făcut eu. În cartea cea voluminoasă despre jertfele foametelor din Ucraina, care are undeva pe 1000 și ceva de pagini, este dat și amintirea lui Dumitru Gorșcovski. Maria a spus câteva cuvinte, adică el în Voloca, da, e adevărat. Și el povestește că s-a dus, bunica și bunelul vroia să facă niște plăcinte sau ce, s-a dus pe ogorul care cândva aparținea bunicului. S-a dus să strângă câteva spice rămase în miriște. Și-a dat peste dânsul paznicul, care era roșu la față, de băutură,
și i-a luat trestuța aceea și a aruncat-o sub brazda tractorului, adică sub brazda plugului, că atunci tractorul trecea cu plugul și era miriște. Și încă l-a bătut. Și el, stând în câmp, de durere, a văzut cum zboară deasupra ogorului, în pecer, cocorii. Deci era luna august când cocorii pleacă în țările calde. Și acest zbor de cocori, el l-a pus în ideea monumentului sus. Foarte, cine a văzut proiectul își dă seama că într-adevăr este o realizare foarte reușită. Deci am amintit de aceasta și am publicat chiar ieri. E vorba de altceva. Deoarece noi suntem o organizație publică, am vedere Bogota, deoarece acest Gorșkovski a crescut la Voloca, iar la Voloca se creează un muzeu foarte frumos al satului. El e creat, nu spus. El nu e creat. Până a fi la el mai este. E deschis și eu știu că e deschis, dar ce s-a deschis altul. El e creat. Eu am vorbit corect. Se creează. Deci ar putea comunitatea Voloca să realizeze acest monument. Asta ar fi o... Da, în fața muzeului ar putea fi această sculptură atât de frumoasă. În fața asta muzeului este monumentul simbolic al martirilor. Așa într-o parte. Așa într-o parte. În vis-a-vis de casă. Eu asta am spus. Asta ar fi un gest foarte frumos în amintirea. Da. Nu cunosc proiectul monumentului lui Gorșkovski.